stimați cetățeni, astăzi noi am luat o decizie să facem un briefing împreună cu domnul director al ANSA din Republica Moldova pentru a vă transmite niște informații extraordinare care vin drept rezultat a muncii depuse de către ANSA și Ministerul Agriculturii. Vă rog frumos, domnul Radu Mustață. Da, bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vrem în primul rând să vă informăm că astăzi a fost luată o decizie, eu aș spune că istorică pentru Republica Moldova. La data de 9 martie au fost publicate modificările la regulamentele care pun în aplicare regulamentele europene 405 și 404, prin care Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta în Uniunea Europeană produse procesate din carne de pasăre și ouă de categoria A. Această reușită, de fapt, demonstrează, în primul rând, că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor are un sistem de control oficial recunoscut de Uniunea Europeană, demonstrează că ANSA implementează acele cerințe și rigori stipulate în regulamentele europene și Republica Moldova face pași importanți în domeniul de asigurare a siguranței produselor alimentare, atât plasate pe piața internă, cât și destinate exportului. Vreau să mulțumesc cu această ocazie tuturor autorităților implicate, tuturor partenerilor exteri, și reușitele Republicii Moldova nu fac altceva decât să deschidă noi piețe de desfacere pentru producătorii autohtoni. Este o piață importantă pentru Republica Moldova. Pașii următori vor fi unii destul de productivi, fiindcă toți operatorii care vor solicita dreptul să exporte Uniunea Europeană vor fi monitorizați de către ANSA în continuare și vor fi asigurate acele controle în vederea respectării cerințelor, iar mai apoi Republica Moldova va înainta Uniunii Europene listele operatorilor care vor avea dreptul să-și plaseze pe piață produse de origine animală. Vorbim aici de carne de pasăre procesat și ouă de categoria B pe piața Uniunii Europene. Mulțumesc frumos și pe această cale vreau să felicit domnul director toți angajații de la ANSA pentru că vorbim despre un rezultat extraordinar a muncii noastre în procesul de implementare a legislației în cadrul Republicii Moldova și ați dat dovadă de seriozitate, ați dat dovadă de perseverență și drept rezultat avem listarea Republicii Moldova. Mai mult ca atât. Noi astăzi putem vorbi despre acest eveniment extrem de îmbucurător pentru mediul de afaceri a Republicii Moldova și vorbim aici despre avicole producătoare de ouă de pasăre, datorită eforturilor conjugate a Ministerului Agriculturii și împreună cu ANSA. Ministerul Agriculturii a avut un amplu proces de armonizare legislativă de-a lungul anilor și ca să ajungem astăzi să fie țara listată, asta a însemnat că au trebuit să fie transpuse peste 20 de directive și regulamente ale Uniunii Europene. A fost adoptată legi și regulamente care țineau de sănătatea și bunăstarea animalelor, de identificarea trasabilității animalelor, segmentul medicamentelor de uz veterinar. A fost adoptată legea zootehniei în 2022, ce prevedea transpunerea și implementarea iarăși a prevederilor Uniunii Europene privind crearea, menținerea și dezvoltarea fondului genetic pentru toate speciile de animale. Și evident, în anul curent, în 2023, a fost adoptată strategia de dezvoltare a agriculturii pentru perioada 23-30, în care una dintre obiectivele Ministerului Agriculturii este diversificarea piețelor pentru producătorii noștri autohtoni. Deci este un extraordinar de mare pas, anume în vederea stabilirii noilor hotare în care pot fi exportate produsele de origine animală din Republica Moldova. Și noi trebuie să cunoaștem că până acum posibil era numai de exportat miere de albin de origine animală, praf de lapte și produse lactate procesate, dar din materie primă importate din Europa. Și praf de ouă. Și praf avem de dreptul să exportăm ouă. Chiar ouă inclusiv. Mai mult ca atât, pe această cale eu fac un apel către producătorii de ouă și carne de pasăre. AIPA este fondul de subvenționare în agricultură național, are vaste programe de susținere pentru producătorii noștri și avicolele noastre ca să investească în trasabilitate, în biosecuritate și să acceseze fondurile ca să-și poată dezvolta potențialul lor de export, chiar dacă astăzi nu corespund acestor cerințe. Mai mult ca atât, eu vreau să vă spun că Ministerul Agriculturii își reconfirmă angajamentul puternic de a alinea sectorul agroalimentar la politica agricolă comună și
strategia noastră de dezvoltare pentru 23-30 prevede în mod cert că noi ne aliniem la toate prevederile politicii agricole comune, document de bază în baza căreia se dezvoltă agricultura din Uniunea Europeană. Pe această cale vreau să spun că în 2023 Ministerul Agriculturii și-a preconizat armonizarea la peste 40 de acte legislative, directive și regulamente. Astăzi în lucru sunt 15 și noi avem ferma convingere că până la sfârșitul lunii mai ele vor fi adoptate și vor intra în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova. Acest eveniment de astăzi, eu cred că va crea noi oportunități de afaceri pentru producătorii din Republica Moldova și noi, de ce nu, suntem în așteptare inclusiv de investitori din alte țări care ar putea să vii să investească în acest business destul de profitabil. Pentru că noi, la nivel de Ministerul Agriculturii, conștientizăm că creșterea de animale, păsări, ouă, ferme, vaci de lapte este plus valoarea agriculturii de cultură mare, cum ar fi producerea de grâu, porumb și multe altele. Pe această cale vreau să felicit agricultorii care se ocupă astăzi de zootehnie și se ocupă de creșterea păsărilor de ouă. Noi am avut câteva întâlniri în care de fiecare dată întrebarea era când va fi listată și care sunt pașii care mai trebuie de făcuți. La etapa actuală vreau să spun că punem un punct și începem de la capăt, un proces nou, dar cu o treaptă mai înaltă în relațiile Moldova-Uniunea Europeană. Felicitări nouă tuturor cu acest frumos eveniment care denotă dăruire de sine și muncă cu abnegație din partea instituțiilor statului în vederea promovării exporturilor din Republica Moldova. Eu aici cred că o să fac unele clarități. Legat de export, în primul rând, la etapa actuală noi avem doar doi producători care au intenția să exporte. Un producător este produs procesate din carne și un producător este produs ouă, categoria. Urmează împreună cu producătorii să estimăm acele cantități care urmează să fie plasate pe piața Uniunii Europene. La etapa actuală, noi am primit dreptul de export, urmează să avem ședințele cu exportatorii și să inițiem discuțiile în vederea stabilirii cantităților și cerințelor care vor fi aprobate. Cerințele vieții în Uniunea Europeană este un proces meticulos? Sau... Noi de acum le respectăm cerințele. Odată ce țara are dreptul de a exporta, înseamnă că acele cerințe se implementează la nivel de Republica Moldova. Doar că necesită, asta este procedura ca ANSA, să reconfirme că producătorii care vor fi listați, care vor avea dreptul, că ei respectă toate cerințele și toate regulile. Fiindcă ANSA vine la etapa, și asta e important ca să cunoască și producătorii din Republica Moldova, ANSA este acel garant final care va propune Uniunii Europene lista producătorilor care au dreptul să exporte. Sunt aceleași cerințe care sunt și în cadrul legal, doar că sunt anumite proceduri care trebuie respectate pentru a ajunge pe piață. Dar cerințele legate de legislație sunt aceleași, fiind cum a menționat și domnul ministru, noi am armonizat cadrul legal, ANSA a îndeplinit toate cerințele și toate procesele interne pentru ca să fie implementate acele cerințe împreună cu agenții economici, cu operatorii. Și respectiv am obținut acel drept de a exporta. Nu a fost ușor, a fost mult de muncă, acreditarea laboratoarelor, proceduri, audite, au avut loc câteva audite în format fizic, online, recomandări pe care ANSA rapid a început implementarea lor pentru a îmbunătăți. Am avut și focare de boli la păsări, gripa aviară, dar suntem într-o continuă monitorizare și implicare, dedicare din partea și a colegilor și a noastră. În țările arabe se exportă și acum, în Orientul Mijlociu, se exportă și ouă și carne, dar sigur piața din Europeană la fel este o oportunitate pentru producătorii noștri, fiindcă este o fereastră până la urmă și vor fi și noi investiții, fiindcă este o piață destul de importantă și stabilă până la urmă. Eu aș vrea să fiu cu o precizare la întrebarea domnului jurnalist. Deci, în Republica Moldova nu există un alt standard pentru livrarea produselor pe piața noastră internă a ouălor de consum și pentru Uniunea Europeană. Sunt unul și aceleași cerințe, absolut identice. Despre asta vorbea domnul director. Deci noi nu avem alte tipuri și o persoană care este autorizată astăzi de către ANSA și poate vinde produsele în Republica Moldova, înseamnă că el poate vinde și în Uniunea Europeană.
Sunt unul și aceleași cerințe. Și mai mult ca eu aș vrea să, dumneavoastră mi-a spus domn director, despre faptul că de la început se vorbea despre ouăle de categoria B, dar în urma acțiunilor întreprinse extrem de profesioniste de către ANSA din Republica Moldova, noi am fost catalogați la exporturi de categoria A, ceea ce înseamnă... Da. Deci categoria A înseamnă că Republica Moldova are un plan de control pentru salmonelă, unul confirmat și eficient la nivel de Uniunea Europeană și respectiv Republica Moldova a fost acceptată ca să fie, să aibă dreptul să exporte ouă din categoria A. Fiindcă ne-am jucit și în presă, ați văzut, multe cazuri unde ANSA a intervenit pentru legat de ouăle de pasăre, unde au fost aplicate proceduri foarte stricte pentru ca să asigurăm și să demonstrăm, pe de o parte să asigurăm consumatorii noștri cu produse inofensive, care să nu pună în pericol sănătatea lor, iar pe de altă parte să implementăm un program foarte eficient de control a salmonelei pe țară. Ceea ce a fost apreciat și la nivel de Uniunea Europeană. Cred că ar trebui de spus că țări care pot importa ouă de categoria A în Uniunea Europeană sunt de ordinul 6-7 maxim țări de pe acest glob. Și Republica așa Moldova este una, și una este, așa că este un mare succes și dă dovadă că noi suntem o țară serioasă, care ne-am luat în serios rolurile de administrație publică centrală și facem munca așa cum trebuie. Cei mai mari beneficiari a acestor implementării acestor prevederi de Uniunea Europeană, în primul rând, sunt cetățenii din Republica Moldova, pentru că pe mesele lor ajung produse siguri, verificate, care pot fi consumate fără prejudicii cu sănătății umane. Deci cei mai mari beneficiari sunt cetățenii Republicii Moldova. Dacă vorbim despre cazurile în care s-a depistat salmonela anul, care sunt problemele care ajung? De ce se ajunge la astfel de situații? Deci problemele sunt diverse. În primul rând sunt legate de biosecuritate la nivel de unități. Sunt cazuri frecvente sau putem spune? Deci toate cazurile care se depistează, consumatorii noștri sunt informați, fiindcă etapele sunt unele foarte clare care trebuie să se întâmple. În primul rând, ouăle respective sunt retrase din comerț dacă ele sunt plasate. Unitățile respective sau ferma de păsări unde a fost depistat salmonela, ouăle respective devin ouă de categoria B, deci ele sunt permise doar pentru procesare. Iar și respectiv unitățile aplică toate măsurile ca ele să nu mai ajungă pe piață și respectiv ANSA verifică. Astea sunt procedurile. Vă mulțumim foarte mult!